Astăzi am să vă citesc o poveste care se numește Mănușa. Începem! Mergea odată un moșneac prin pădure, iar în urma lui alerga un cățeluș. A mers moșneacul ce a mers și și-a pierdut o mănușă. Și iată că a trecut pe acolo un șoricel. A intrat în mănușă și a spus: Cheț, 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 asta o să fie casa mea! În vremea asta, țup, s-a apropiat de mănușă o broscuță și a întrebat: Hei, cine stă aici? Eu, șoricel roade multicel. Dar tu cine ești? Eu sunt broscuța umblă fuguța. Primește-mă și pe mine! Hai, vino! Și uite că acum stau doi în mănușă. A trecut în fugă și un iepuraș. S-a apropiat de mănușă și a întrebat: Hei, cine stă aici? Noi, șoricel roade multicel și broscuța umblă fuguța. Dar tu cine ești? Eu sunt iepurici, alerg pe aici. Primiți-mă și pe mine. Hai, vino! Și uite că acum stau trei în mănușă. A trecut o vulpe și a întrebat: Hei, cine stă aici? Noi! Ia să vedem dacă ați reținut cum îi cheamă. Șoricel roade multicel, broscuța umblă fuguța și iepurici alerg pe aici. Dar tu cine ești? Eu sunt vulpița cu metrița. Primiți-mă și pe mine! Și uite că acum stau patru în mănușă, când, iată, a trecut un lup. S-a apropiat de mănușă și a întrebat: Hei, cine stă aici? Noi! Șoricel roade multicel, broscuța umblă fuguța, iepurici alerg pe aici, vulpița cu metrița. Dar tu cine ești? Eu sunt jupânul lup, sur la trup. Primiți-mă și pe mine. Hai, vino și tu. A mai apărut un personaj. Primiți-mă și pe mine. Dar tu cine ești? Eu sunt porcul mistreț, colț lunguieț. Primiți-mă și pe mine. Tice belea, toți ar vrea să intre în mănușă. N-ai să poți intra, să știi. Las că intru eu cumva, primiți-mă numai. E, hai, de ce să-i faci? Vino și tu. A intrat și mistrețul. Și uite că acum stau șase în mănușă. Le-i atât de strâmt în mănușă că nici să se miște nu-i chip. S-a auzit apoi un trosnet de ramuri și din desiș s-a arătat un urs. Ursul tot spre mănușă s-a îndreptat. Hei, cine stă aici? Noi, șoricel roade multicel, broscuța umblă făguța, iepurici alerg pe aici, vulpița cu metrița, jupânul lupsur la trup și porcul mistreț colț lunguieț. Dar tu cine ești? Mor, 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 da, mulți mai sunteți aici. Eu sunt Moș Martin cel bătrân. Primiți-mă și pe mine. Cum să te primim și pe tine, că e destul de strâmt și așa? Cum să o putea? E, haide, vino și tu, dama la margine. A intrat și ursul și acum sunt șapte în mănușă. E atât de strâmt înăuntru că mănușa e gata, gata să plesnească. În vremea asta, moșneagul a băgat de seamă că și-a pierdut mănușa și s-a întors să o caute. Cățelușul alerga înaintea lui, a alergat ce a alergat până când a găsit mănușa. Zăcea pe jos și parcă se mișca. Cățelușul s-a pornit să latre. Hau, 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 hau! Cei șapte s-au speriat, au ieșit afară din mănușă și au tulit-o în pădure, care încotro. Iar moșneagul s-a apropiat și și-a luat mănușa.
Așadar, moșneagul și-a recuperat mănușa. Ce s-au fi întâmplat cu animalele care au fugit speriate în pădure? Aștept să vă gândiți și să veniți cu idei pentru a construi un alt final poveștii noastre.